Vestea momentului, domnilor și domnilor, lupta anticorupție capătă un nou avânt. Paraditorul de premier, procurorul DNA, Lucian Onea, autorul teoriei paradelii, domnilor și domnilor, țin să vă reamintesc, se întoarce și nu oricum, ci chiar la DNA, la locul faptei, în direct alături de noi, fostul premier Victor Ponta, care a simțit din plin interacțiunea cu domnul procuror Onea și cu mâna sa dreaptă, ilustru procuror Mircea Negulescu, zis Portocală. Bună seara, domnul Ponta! Bună seara, îi salut pe toți invitații dumneavoastră și... Le urez din suflet să n-aibă de-a face nici cu Muncheșelul, nici cu Portocală. Nici cu Onea? Și nu doresc nimănui chestia asta. Nici măcar cu Onea? Cu Onea am avut un moment tragicomic, așa, în care mi-a zis că anchetează un dosar cu fraude la alegerile din 2014 și că s-a comis fraude. Și când i-am zis că gata, depun denunț, era foarte fericit, aproape vrea să scrie denunțul și a zis că depun denunțul potriva lui Claus Iohannis. Aici cum? Nu, că dumneavoastră ați fraudat alegerile. Zic, domnul Onea, eu am pierdut, domne, nu puteam să fraudez eu alegerile. Numai ăla care le-a câștigat putea să le fraudeze, nu? Și cam atât, acolo s-a oprit interacțiunea noastră. N-a avut nicio legătură, domnul procuror Onea, cu dosarul regretatului noastră cumnat? Ba da, cred că da, cred că împreună ei sunt cei care l-au arestat și după o lună sau două, acum 10-12 ani, l-au eliberat și acum încă dosarul e în lucru. Cumnatul meu a decedat deja de câteva luni, dar dosarul e în lucru. A, e în continuare în lucru? Nu? Nici măcar n-au primit o hârtie acasă, mă rog, sora dumneavoastră, că dat fiind decesul, dosarul s-a încheiat, cel puțin în privința cumnatului dumneavoastră? Din câte știu eu, nu, dar știu sigur că atunci ancheta a fost cum l-am ajutat eu pe cumnatul meu, Dumnezeu să-l odihnească, eu în calitate de prim-ministru să câștige un contract în 2011 și la un moment dat un avocat le-a zis: dom'le, dar pe serios, că Ponta nu era prim-ministru în 2011, a venit în 2012. Cum putea să-l ajute în 2011? A, da, nu era prim-ministru în 2011. Nu. A, asta e, ghinion. Cam așa se făcea cu justiția, iar acum bănesc că m-a sunat pentru că am văzut că niște doamne care erau cu Chioveși, cu Onea, cu toată lumea. Normal. Îi făceau niște... Și acum se plâng. Dom'le, nu mai e lupta anticorupție în România. Și cine a omorât lupta anticorupție? Cum cine? Omul vostru, Iohannis. Cine putea să o omoare? Că doar nu eu. Eu am fost prin tribunale, nu? Păi, nu știu, domnul Ponta, poate dumneavoastră și cu grupul dumneavoastră de interese din spatele dumneavoastră, da, ați acționat... Am spus un lucru, domnul Ciutacu, și invitații dumneavoastră, încă o dată îi salut, îi cunosc pe toți, sunt oameni care au văzut multe în ultimii ani. Și care au pățit multe în ultimii ani, unii dintre ei. Vreau să vă zic un lucru. Nici prin cap nu le-ar fi trecut vreodată lui Adrian Năstase, lui Mircea Joană sau mie să facem un sper din ce a făcut Claus Iohannis. Că eram spânzurați în piață, eram trași pe roate, eram băgați în pușcării. Iohannis a făcut de 100 de ori mai mult decât s-ar fi gândit oricare dintre cei trei. Dar asta e, până la urmă ce să zic. Mă bucur că cei care s-au luptat pentru domnul Iohannis, pentru anticorupție, vedeți, sunt și lucruri tragice, cum e cea cu colectivul. Dom'le, n-a putut, demisia Ponta, că nu i-a tratat pe toți cei de la colectiv. Eu nu mă pricep la tratament. Și acum, azi, la 12, la 9 ani după, nu, da. Nu tratăm pe nimeni. Un ars, dacă avem, îl trimim în avion și îl trimitem în străinătate. Cam asta înseamnă diferența între o propagandă și o realitate care ne lovește zi de zi. Domnul Ponta, știți care e ironia sorții în povestea asta cu anticorupție, cu întoarcerea lui Onea și cu, în general, reabilitarea aproape tuturor torționarilor, că Portocală mai are să se întoarcă, că restul sunt la locurile lor sau la pensii pe bani frumoși.
Săptămâna trecută au venit două știri, una după alta. Extrem, extrem de interesante și extrem, extrem de legate între ele. Prima dintre ele a fost cea a achitării definitive a doamnei Ana Maria Pătru, fost șef al Autorității Electorale Permanente, arestată și persecutată direct de domnul Onea, lucru atestat inclusiv de instanța de judecată în hotărârea pe care a emis-o. Și la două zile după ce instanța a statuat că domnul Onea a persecutat-o pe doamna Pătru, o altă instanță de judecată a decis reîncadrarea domnului Onea la DNA, probabil pentru a continua persecuția, sau nu știu, nu-mi dau seama de ce. Da, bun, sunt absolut coincidente, domnul Ciutacu. De exemplu, domnul Cheșelu, cel care m-a anchetat pe mine, am fost achitat. M-a anchetat pe Sorin Grindeanu, țineți minte. Da. Anchetator de pe... Dom'le, are numai achitări. Numai achitări. Zero condamnări. Și ce credeți că a pătit pentru aceste achitări? A fost promovat la parchetul european. La parchetul european. Nu mai e plătit în lei, e plătit în euro. Sigur că e o coincidență, e pe merit. Nu? Absolut, n-am niciun dubiu. Sunt convins că în virtutea calităților de anchetator pe care l-a dovedit de-a lungul anilor, nu? Să vorbim de lucruri mai arzătoare, domnul Ciutacu. Hai să vorbim de lucruri mai arzătoare. Mergem în... Înțeleg că aveți și dumneavoastră o vagă legătură așa discretă cu mersul nostru în Turcia cu buletinul. Gata, nu trebuie să ne mai prelungim pașapoartele, plecăm pe buletin, că se înțeleseră sultanul Erdogan și cu... Sincer... Al nostru. Sincer, nu, n-am niciun merit în chestia asta. E o negociere pe care au făcut-o Guvernul României, adică Ministerul de Externe și Ministerul de Interne, și un lucru bun, pentru că foarte mulți români merg cu copii în Turcia, era chestia cu... E o chestie de încredere și mă bucur foarte tare că a obținut Guvernul României chestia asta. Uite, în țări unde încă nu reușim să mergem fără viză, măcar aici mergem cu buletinul. Și în Turcia, și în Serbia se merge cu buletinul. E o chestie importantă pentru mândria noastră, așa, nu neapărat că e greu să duci un pașaport după tine. Dar chiar nu am niciun merit, dar m-am bucurat. Am fost ieri acolo. Dar chiar nu aveți, dumneavoastră chiar nu aveți nicio contribuție, totuși, în calitatea dumneavoastră de... Nu mai sunteți consilier al domnului Erdogan sau ce erați la momentul respectiv? Nu, al domnului Erdogan, nu, al domnului Ciolacu. Al domnului Ciolacu, exact. Doar al domnului Ciolacu? Am fost în delegație. Dar nu puteți să aveți două servicii, domnul Ponta? Da, sigur. Dacă e cazul, pot să am. Dar zic că am fost ieri în delegație alături de ministri, de... chiar a fost o vizită extraordinar de bună a premierului și a fost primit așa ca un președinte, nu ca un prim-ministru, și m-am bucurat. Hai, vă pun și o întrebare din registrul domnului Iohannis. Ce dăm la schimb pentru asta la turci? Că nu cred că s-a făcut așa gratis. S-a zis că domnul Iohannis nu face nimic gratis. Ba, de la turci foarte mult luăm, totuși. Adică avem... E principalul partener comercial al României în afara UE, au cele mai mari investiții în România, o comunitate de turci români care cheltuie, investesc foarte mult și plătesc taxe în România, sunt partenerul nostru la Marea Neagră, partener militar, vorbesc. Chiar e o relație și știu că sunt răutăcios, cu asta să închei, dar dacă domnul Iohannis n-a găsit nimic de vizitat în Turcia timp de 10 ani, n-a fost niciodată, dar l-a sunat pe președintele Erdogan să-l susțină la NATO. Da. Bine că merge premierul Ciolacu și că reprezintă România acolo. E un lucru foarte bun pentru noi toți. Cum ar fi să-l propună ăștia pe Ciolacu șef la NATO acum după ce s-a întâmplat cu Erdogan? V-ați gândit la variantă? E luat locul, e domnul Rute acolo și acum ce să facem? Am rămas noi cu necazul, că trebuie să-i găsim loc de muncă, domnule Iohannis. Trebuie, dar știți că dumneavoastră sunteți răutăcios, hai să bag și eu un răutăcios, că nu mă pot abține. Nu e de la mine, dar l-am văzut pe Facebook și mi s-a părut bun. Ci că nu ne-a dat Erdogan sabia lui Ștefan cel Mare înapoi, că Ciolacu a refuzat să fie moldovean. Aseară în avion am râs. Bine de tot de poanta asta, au fost mai multe poante legate de vizită și da, și Marcel Ciolacu, slavă Domnule, a râs cu noi. Nu. Dar v-a spus domnul Ciolacu, că tot e discuția asta filozofică până la urmă, unde începe și unde se termină Moldova, dânsul e înainte de McDonald's sau după McDonald's? Că am înțeles că aia e bariera la Buzău cu Moldova. Eu sunt bucuros de McDonald's de la Târgu Jiu, nu mă băgați în alte zone, să nu greșesc.
Doamne ajută, domnul Ponta, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Stați un pic că vreau să întrebe domnul Bădălan o chestie. Vă rog, domnul general. Bună seara, domnul prim-ministru. Ne puteți explica atât nouă celor care suntem în studio, dar mai ales telespectatorilor care se uită la noi în acest moment, de ce în România procurorii sunt asimilați magistraților? Că nicăieri în lume nu se mai întâmplă treaba asta. E în Constituție această prevedere și nu asta e problema. Problema este că tot în Constituție spune că există o responsabilitate egală a celor care reprezintă statul român. Și cei care fac lucruri bune, procurori, judecători, ministri, ce ori fie ei sunt recompensați, dar cei care greșesc trebuie să plătească. Ori în ultimii 10 ani au fost, nu greșeli, au fost abuzuri, nu greșeli, și din păcate niciunul... Vă dau un singur exemplu și chiar nu vreau să repet, să țin eu toată discuția. Anul trecut, statul român, Ministerul de Finanțe, din banii publici, adică din banii dumneavoastră și ai mei, de celor care se uită la noi, a plătit 18 milioane de euro de despăgubiri pentru erori și greșeli judiciare. Dar nu a recuperat niciun leu din cei 18 milioane de la cei care au făcut greșeala. Aici cred că e marea problemă și nu e o problemă de Constituție sau de lege, e o problemă de curaj instituțional. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, o seară bună vă urez și domnilor și domnilor, acum urmează cel mai important și mai spectaculos moment al acestei emisiuni, Breaking News.